Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna a 23-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola 1 către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, vă aduceți aminte de osteneala și de truda noastră, lucrând zi și noapte, ca să nu fim povară nici unuia din voi. Așa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, cât de sfânt și cât de drept și fără de prihană ne-am purtat între voi, credincioși, ca un părinte pe copiii săi, precum știți, așa v-am rugat și v-am mângâiat. Și v-am rugat cu stăruință să umblați cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, celui ce vă cheamă la împărăția și la slava sa. De aceea și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat că, luând voi cuvântul ascultării de Dumnezeu de la noi, nu l-ați primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa precum este într-adevăr, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care și lucrează întru voi cei ce credeți. Căci voi, fraților, v-ați făcut următori ai bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Iudeea, întru Hristos Iisus, pentru că ați suferit și voi aceleași de la cei de un neam cu voi, după cum și ele de la iudei. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de joi, în săptămâna a 23-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea a scos Iisus un diavol dintr-un bolnav care era mut. Și când a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile s-au minunat. Unii însă dintre ei ziceau: cu Belzebul, căpetenia diavolilor scoate pe diavol. Iar alții, ispitindu-l, cereau de la dânsul să le dea un semn din cer. Dar el, știind gândurile lor, le-a zis: orice împărăție, dacă se dezbină în sine, se pustiește și casă peste casă se răstoarnă. Deși Satana, dacă s-a dezbinat în sine, cum va mai sta în împărăția lui? Fiindcă spuneți că eu izgonesc pe diavol cu Belzebul. Iar dacă eu izgonesc pe diavol cu Belzebul, feciorii voștri cu cine îi izgonesc? De aceea ei vă vor fi judecători. Dacă însă eu scot afară pe diavol cu degetul lui Dumnezeu, atunci a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Când un om tare și înarmat păzește curtea sa, avuțiile lui stau în bună pace. Dar când va veni unul mai tare decât el asupra lui și îl va birui, îi ia toate armele în care nădăjduise și împarte prăzile ridicate de la el. Cel care nu este cu mine este împotriva mea și cel care nu adună cu mine risipește. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, să fim cu Tine în fiecare zi, precum Tu ești cu noi, și să adunăm rod pentru împărăția Ta, mântuirea sufletelor noastre și slava numelui Tău. Amin.